Paștele este sărbătoarea învierii Domnului. Anul acesta este prăznuit pe 16 aprilie. Modul de calculare a datei Sfintelor Paști s-a stabilit la primul sinod ecumenic ținut în anul 325 la Niceea. Se spune că Paștele este mai important decât Crăciunul, deoarece a fost cel mai mare miracol înfăptuit vreodată de Isus Hristos. Există o mulțime de tradiții și obiceiuri de Paștele Ortodox pe care credincioșii încă le mai respectă. În prima zi de Paște, ouăle înroșite se ciocnesc. Prima persoană care va atinge oul va spune că Hristos a înviat, iar cealaltă persoană va răspunde adevărat a înviat. Credincioși merg la biserică în Duminica Paștelui, îmbrăcați în haine noi și participă la slujba de la miezul nopții. La câteva minute după miezul nopții, toate luminile din biserică sunt închise. Apoi, preotul iese din altar cu o lumânare aprinsă care va da lumină întregii congregații. Aceasta simbolizează faptul că Hristos a înviat simbolul luminii, înfățișând viața și în același timp respingând întunericul care este moartea. După slujba de înviere, unii creștini folosesc expresia Hristos a înviat pentru a saluta și adevărat a înviat pentru a răspunde a acestui salut de sărbătoare timp de 40 de zile. În ziua de Paște, oamenii servesc masa în familie, ciocnesc ouăle de Paște și savurează preparatele tradiționale, ouă roșii, drob, carne de miel, pască, cozonac și alte preparate tradiționale. Mielul este considerat a fi simbolul Mântuitorului care s-a sacrificat pentru a salva omenirea.